5 unități de învățământ din Gorj au primit prestigiosul titlu de școală europeană. Certificarea școlilor cu acest titlu conferă recunoaștere și prestigiu în cadrul comunităților educaționale. Zilei de 30 mai 2022 s-a afișat lista unităților de învățământ câștigătoare a unui onorific și onorant în egală măsură titlul de școală europeană. La nivelul județului Gorj s-au înscris în obținerea acestei titulaturi 5 unități de învățământ. Toate cele 5 unități de învățământ au obținut această titulatură de școală europeană începând cu 1 septembrie al anului școlar viitor, vreme de 3 ani. Aceste unități de învățământ în ordinea punctajelor obținute sunt următoarele. Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, Școala Gimnazială Alexandru Ștefulescu, Colegiul Național Spiru Haret, Colegiul Național Tudor Vladimirescu și Liceul Tehnologii numărul 2 din Târgu Jiu. Competiția Școală Europeană se adresează tuturor unităților de învățământ preuniversitar implicate în programele europene din domeniul educației și formării profesionale Erasmus+, și constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaționale și a etosului școlii.